Prieten, numele meu este Marian, am să vă arăt cum încărcați o țigară electronică care nu poate fi încărcat sau nu este conceput pentru a încărca cu un cablu sau pe wireless, cu inducție sau, mă rog. O să avem nevoie de o șurubență foarte subțire, da? Cât de mică e? Aici la expoziție am două, chiar trei țigări, cele două sunt încărcate de mine deja. Desfacem țigara aceasta, da? De fapt este desfăcută. Cum, mai exact? Cu această șurubență. Atașăm, băgăm prin această gaură. El are o gaurică mică. Da? Dacă vedeți, are o gaurică mică, da? Băgăm în această gaurică așa micuță. Și facem așa un pic, da? Până se ridică capacul. Iar ea trebuie să iasă cu tot ce este în încăpere și rămâne doar așa goală. Goală, da? Trebuie să iasă cu filtru, cu compartiment de lichid sau cum se numește. Eu vorbesc în termenul acesta pentru că eu nu fumez și n-am fumat niciodată. Dar pentru un test, un prieten mi-a dat aceste trei țigări că el nu știe cum să le încarce și nu are altă posibilitate. Da? Așa arată bateria înăuntru. După cum se vede că deja este și încărcată, o să avem nevoie de un încărcător profesional sau semi-profesional, în cazul meu este chiar profesional, pot să zic așa. Haideți să dăm operațiunea de la capăt. Alegem litium-ion, cum se numește ea, o să vă și arăt înăuntru. Setăm o baterie. Ea are 850 de mAh, eu dau la 1000 de mAh și setăm de aici și dăm OK. Ținem apăsat. Da? Aici are 3,3, dar trebuie să o facă până la 4,1. Da? Deci ea are 3,1. Am să și vă arăt. Stați așa să nu îl zăpăcesc un pic. Să nu îl zăpăcesc deloc. O să vă arăt după ce se oprește, că imediat se oprește, pentru că ea deja a fost încărcată. Da? Ajunge undeva la 4,1 și se oprește. Și am să vă și arăt. Sau avem nevoie de încărcătoare, acele care... Încărcător cu 3, 4, 5 compartimente, 2 compartimente, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, de care încarcă și baterii de la 18650 dintre cele mai mari. N-am vreuna la expoziție. Îmi trebuie un încărcător cu acela. O să avem nevoie de pistol de lipit pentru a deslipi aceste firișoare și punem la acel tip de încărcător. Da? Haideți să vă arăt că am un încărcător pe aici. Da? O să vă arăt că am eu un încărcător pe aici, să vă arăt cam ce tip de încărcător v-ar trebui. Da? O să avem nevoie de acest tip de încărcător. Să se scoate în cablu. La mine e mizeră, nu este o problemă, asta e. O să avem nevoie de acest tip de încărcător. Pentru că locașul acesta de baterie intră numai perfect aici. Da? Intră numai perfect aici. Și... Încarcă automat, reglează singur, știe cât se bage. Iar eu am setat aici să încarce 1 amper. Și deși chiar dacă are 850 de mAh. Asta este tot. Nu am întrepet să pun telefonul să vă arăt cum se încarcă, dar ideea este că pentru a desface acest dopișor, capacul acesta, da? Avem nevoie de o șurubență. Băgăm aici în găurica aia, facem un pic așa, un pic până se ridică acesta și după aia tragem ușor cu mâna și iese toată instalația lui din acest tub, cum îi spuneți dumneavoastră. Sper că v-am fost tare, tare de folos. Unii dintre dumneavoastră poate le-ați găsit pe stradă sau le-ați cumpărat și... Vă întrebați de ce acesta nu are încărcător sau cum se încarcă sau cum, nu știu cum. Ăsta e singurul mod de a încărca. Nu există altă variantă. Aveți grijă de dumneavoastră.